dragi telespectatori, vă propun în minutele următoare, deși sunt convinsă că până la această oră ați reținut cam care ar fi ideea, urmărind jurnalul TVH, să vedem cam care sunt motivele și cât sunt ele de reale pentru scumpirea benzinei și motorinei în țara noastră. E bine, dacă vi s-a furnizat pe bandă rulantă până acum material referitor la faptul că, mă rog, criza siriană face ca, mă rog, barilul de petrol să coste mai mult și așa se ajunge și la scumpirile din țara noastră, pot să vă spun că nu e peste tot la fel, că sunt și țări unde, cu tot cu criza siriană și în plină criză economică, carburanții n-au luat-o în sus ca preț atât de tare încât să îngrozească pe toată lumea. Și o să fiu foarte concretă, la vecinii bulgari, nu știu cum se face, că și ei au auzit de criza siriană și ei sunt în criza economică și la ei sunt probleme și cu toate acestea, benzina și motorina, repet, n-au prețuri care să-i sperie pe oameni. În momentul de față, oficial în România, sunt cam 3500 de români care posedă autoturism. La aceștia se mai adaugă și vreo aproape 900.000 de mașini care aparțin firmelor. Mă rog, la această categorie nu o să fac referire, dar la cei care au mașină în proprietate personală și care se duc și alimentează cu benzină sau motorină, vă dați seama că mă gândesc, probabil că mulți dintre cei care mă urmăresc acum sunt în situația aceasta, adică să vadă că de ceva timp, din nou, benzina și motorina costă la pompă mai mult de 6 RON.